Împuținează, iar numărul îmbolnăvirilor crește exponențial. Cu fiecare zi, o familie din Cluj nu a vrut sub nicio formă să-și amâne nunta. La petrecerea tinerilor proaspăt cununați au participat numai puțin de 200 de persoane, iar regulile de protecție împotriva coronavirusului au lipsit cu desăvârșire. Fără distanțare socială și fără griji, așa au petrecut aproximativ 200 de nuntași din Cluj. La fel de nepăsători au fost și polițiștii, care au trecut prin fața petrecerii, dar nu au făcut nimic pentru a opri nunta. Unde mai pui că evenimentul era și transmis live pe rețelele de socializare. Abia după ce au fost sesizate, autoritățile și-au făcut curajul să vină. Numai că agenții care trebuiau să sancționeze dur abaterea de la reguli au aplicat amenda minimă. 500 de lei a fost suma pe care a primit-o administratorul localului. Și nu doar atât. Aceștia au mai descoperit o mică petrecere într-un local apropiat celui la care se petrecea nunta. Acolo unde pentru o așa numită petrecere românească au participat 48 de persoane, autoritățile au mai dat o amendă de 500 de lei. Direcția de Sănătate Publică s-a sesizat și a pornit o anchetă care îi vizează pe participanții celor două evenimente. Reamintim că în starea de alertă în care ne aflăm, este interzisă întrunirea a peste 20 de persoane în spații închise precum hoteluri, moteluri sau restaurante. Polițiștii au